ziua, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi vreau să fac o incursiune geografică prin mai multe zone ale lumii, prin prezentarea mai multor tipuri de materiale din care se pot face farfurile și platourile. Vom începe cu Europa și anume cu Cehia, de fapt Cehoslovacia. Această farfurie face parte dintr-o colecție de 6 bucăți de platouri pictate manual, suflate cu aur, din colecția Bernadotte. Este o colecție tip baroc, stil baroc. Este deosebită, uitați-vă cât de frumoasă poate fi. Sunt păstrate aproape intacte pentru că le ținem acoperite cu folii speciale din carton presat ca să nu se zgârie, ca să nu se spargă. Voi continua, poate ați mai văzut prin rețetele mele, cu o farfurie englezească. Uitați-vă cât de frumoasă poate fi, din colecția Heritage, deosebită, Călărețul de la Castel. Un cu farfurie de la Palatul din Daibach, din Suedia, foarte, foarte frumoasă, tot pictată manual. Urmează o farfurie dintr-un porțelan spaniol. Uitați-vă cât poate fi de frumoasă cu aceste bucăți de porțelan colorat băgate în ceramică. Deosebită. Am mai multe de acest gen, și una pătrată și una ovală. Le țin agățate pe perete. Voi continua cu o farfurie românească din porțelan de Dorohoi, Debeli, dacă nu mă înșel. Este tot așa o icoană pictată cu Iisus Hristos, uitați-vă cât de frumoasă poate fi, tot suflată cu aur. A fost o colecție de pe vremea lui Ceaușescu, se găseau foarte greu, erau deosebite, folosite ca decorațiuni în vitrine. Voi continua cu o farfurie din bambus, pictată manual, o farfurie chinezească. Ia uitați-vă cât este de frumoasă, cu fecioara care merge să-și spele veșmintele la râu. Superbă, superbă. Pe spate chiar scrie Made in Taiwan, Republic of China. Nu dă anul, spune că este vorba despre... Nu mă pricep aici, în provincia Zhejiang din China. Foarte, foarte frumoasă. Este foarte ușoară, foarte subțire, dar nu mă îndur să le folosesc ca platouri, vă spun sincer, le țin pur și simplu expuse în dulapul cu în bibliotecă. Aici am o farfurie cu Nefertiti din alamă. Uitați-vă cât este de frumoasă. Am luat-o dintr-un magazin de antichități. Deosebită. Deosebită. A se vedea această alamă 3D, deosebită. Deci am ajuns și în Egipt, în Africa. Avem tot din Egipt, uitați-vă, muzele din de pe vremea tot a prințesei Cleopatra, a reginei Cleopatra, a prințesei Nefertiti. Uitați-vă cât de frumoasă poate fi. Un model deosebit, de metal auriu, din alamă neagră, din alamă roșie și argintie. Și terminăm cu o farfurie gotică, cu, uitați-vă, cu folie din argint, pe ceramică. Am găsit-o tot într-un magazin de antichități. Ia uitați-vă cum arată pe spate, nu-ți dai seama exact de unde este, nu are semnătură, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult modelul. Sper că v-a plăcut acest videoclip în care v-am prezentat farfurii deosebite, platouri deosebite, din diferite zone ale lumii. La mulți ani, dragii mei români, oriunde ați fi, nu uitați că inima voastră este aici, în această țărișoară mult aplecată în aceste vremuri.